Începutul lunii august a debutat cu o știre bombă să desfințează Direcția Generală a Finanțelor Publice din salaj, la uzul acestei vești mulți s-au bucurat, iar alții, mai precis angajații, s-au întristat cu gândul la eventualele restructurări. DGFP Sălaj se află de acum sub papucul Clujului, însă nu i-lasă pe sălăjeni cu buza umflată. În urma sa rămâne o structură nouă și anume Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj care va funcționa în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, alături de structuri similare din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Maramureș și Cluj. Cum febra regionalizării este pe val de câteva luni bune, era cazul ca și finanțele să muște din mărul regionalizării. Vestea nu le-a picat bine Evident, a angajaților vechii structuri atunci când au aflat că posturile care vor rămâne în noua structură sunt în număr de 295 față de 345 câte existau până acum în organigramă, cei care vor fi puși pe liber vor mai avea totuși o șansă. Chiar dacă au fost emise ordine de eliberare din funcțiile deținute pentru un număr de 62 de angajații a direcției din Zaleu, un comunicat pe site-ul ANAF arată că, o parte dintre funcționarii publici vor primi preavize și vor avea posibilitatea să opteze în cadrul numărului total de posturi alocate în funcție de pregătirea fiecăruia pentru ocuparea unuia dintre posturile alocate activităților deficitare. Direcția Generală pentru Administrarea Marilor Contribuabili, Inspecție Fiscală, IT, Juridic sau Executare Silită, rămâne de văzut dacă cei puși pe lista neagră vor fi reintegrați în noua structură. Cu ce ne alegem așadar după ce am spus adio Direcției Generale a Finanțelor Publice? Cu o nouă structură responsabilă de problematica finanțelor publice, cu ceva șomer și cu o clădire imensă goală a cărei construcție a înghițit nici mai mult, nici mai puțin decât 57 de miliarde de lei vechi din bugetul statului.